În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cu rânduiala Preasfintei Treimi, astăzi chiar sărbătorim una din cele mai semnificative sărbători patristice, prin faptul că Biserica ridică la rang de înălțime și egalitate spirituală pe cei trei mari dascăle ai lumii și ierarhi. Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezarei Capadociei, Ioan Gură de Aur, patriarhul Constantinopolului și Grigorie Teologul, patriarhul Constantinopolului. La vremea și la timpul lor, secolul 3 și 4, pentru că aici ne aflăm în perioada patristică, acești mari ierarhi au strălucit pe bolta bisericii ca mari mărturisitori, ca mari apărători, ca mari apologeți, ca mari teologi, ca mari predicatori și mari întemeitori și așezători de reguli și disciplină bisericească și monahală, pe deopotrivă. Atât Ioan Gură de Aur, fiul lui Secund și Antuza, a iubit viața cea duhovnicească și-a trăit-o în mod exemplar, ajungând până la cea mai înaltă, dacă vreți, virtute călugărească, în a dormi legat de, cu niște funii de mâini, noaptea în picioare, mâncând pâine de orz și tâlcuind aproape toată Sfânta Scriptură. Antuza, mama lui, rămâne văduvă de tânără și îl roagă să mai stea o vreme să nu intre în monahism până la săvârșirea ei din viață și dacă biserica avea nevoie de el. A chemat-o pe Antuza la ceruri și o găsim astăzi în Vețile Sfinților, iar pe Ioan, întâi stătător între erarhi, Grigorie și Nona îl vor naște pe Grigorie Teologul, cel supranumit teologul prin faptul că a tâlcuit problema sau problematica crezului, a lămurit-o legată de și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, arătând purcederea Duhului din Tatăl și rolul Lui în lucrarea planului de mântuire a lumii, așa cum ne arată și Părintele Stăniloae, cât Fiul a stat întrupat pe pământ din Fecioara, Duhul l-a proslăvit din cer, iar când a venit Duhul Sfânt pe pământ, astfel îl proslăvește Hristos din cer. Ce spune Hristos? Eu sunt ușa oilor. Sau eu sunt ușa Tatălui. Cel ce vine la Tatăl prin mine vine, va ieși, va intra și pășune va afla. Problematica Duhului Sfânt în biserică este de o sensibilitate pe care numai Grigorie de Nisa și Grigorie Teologul, cel din Nazians, nu de Nazians, acela era tatăl său, o va lămuri în scrierile lor teologice și scrie și Sfântul Vasile despre același lucru, prin faptul că dumnezeirea Duhului Sfânt este peste îndămâna minții omenești de a putea noi cunoaște lucrarea Duhului Sfânt, dar știm un singur lucru, că această lumină necreată și puternică din lucrarea harismatică a Duhului Sfânt veghează și proniază tot ce mișcă pe pământ, prin conlucrare, prin conservare și prin pronia divină. Împărate Ceresc, Mângâietorule, care pretutindene ești și pe toate le împlinești. Acest Grigorie, dedicat, într-adevăr, rugăciunii celei înalte, am auzit de unii multe ori făcându-se comparație, sau chiar și dumneavoastră ați auzit câteodată citind poate Patericul Românesc sau citind anumite vieți de sfinți contemporani, când spune cel mai mare duhovnic în viață, cel mai mare teolog, nimeni nu este mai teolog decât teologia și nimeni nu-i mai presus de teologie și nimeni nu-i mai presus de puterea și mărirea lui. Ioan Teologul, cel ce a stat cu capul pe pieptul Mântuitorului la cină și a crescut lângă Hristos, Simeon, noul teolog, care a văzut lumina dumnezească din minte și când s-a rugat cu Simeon Evlavios, a văzut cerul deschis și tronul Sfintei Treimi, și Grigorie Teologul, cel insuflat de Dumnezeu, care a lămurit la Sinodul II problema crezului. Deci problematica din dogma de credință, din simbolul de credință, Niceo Constantinopolitan.
De ce v-am explicat lucrul ăsta? Ca să înțelegeți că Evagrie, unul din marii scriitori ai Filocalei, se exprimă și spune așa: teolog este cel ce se roagă. Ei, Sfântul Grigore Teologul, dacă ne vom uita prin cărțile patristice, vom găsi o cărticică care se numește Vulturul Rănit. Văzând dihonia și nenorocirile din biserică, dușmăniile, despre care Apostolul Pavel folosește un termen excepțional în Sfintele Epistole ale sale, când spune așa: cel ce își dorește episcopie, bun lucru își dorește. Dar, spune așa, cum va putea cineva să chivernisească casa lui Dumnezeu dacă casa lui nu știe să o chivernisească? Și atunci dă vrednicia preotului, vrednicia episcopului și ne arată în epistola 1 și a 2 către Timotei cum trebuie să fie acești doi mari discipoli apostolici ai bisericii, în ierarhia superioară episcopul și în ierarhia inferioară preotul. De ce v-am explicat lucrul acesta? Văzând tulburările din vremea sa, faptul că tot să-l săpau și îl mușcau și nu se înțelegeau și nu-l pricepeau pe Sfântul Grigore Teologul și măsura lui înaltă de a conduce biserica pe un principiu sănătos și nu unul politic al vremii de atunci, când mă refer la unul politic al vremii de atunci, să nu uităm că secolul 3-4 era de-abia eliberarea de sub o cara păgână, când creștini erau uciși, maltratați, făcuți martiri și la viteză tăiați, decapitați, spânzurați, băgați în temniță, dați la fiare. Și totuși, Grigorie Teologul, la vremea respectivă, a avut curajul să spună: dacă marea s-a tulburat și a trebuit să sară Iona în ea ca să se liniștească, și eu, pentru liniștea și pacea bisericii, mă arunc în marea acestei vieți. Le-a lăsat scaunul de patriarh de Constantinopol, faceți ce vreți, s-a retras pe moșia lui și a scris imne teologice, scrieri teologice, cărți teologice și a dus o viață liniștită în austeritate și rugăciune, văzându-și liniștit de treaba sa, fără a se mai complica cu prostii, cu obiceiuri lumești, pentru că biserica se gestionează sub jurisdicția strictă a Duhului Sfânt și sub jurisdicția strictă a Mântuitorului Iisus Hristos. Biserica nu pot apăra oamenii nici cu parul, nici cu ziduri, nici cu niciun fel de metodă lumească, nici juridică, nici politică, ci biserica se apără prin lucrarea Duhului Sfânt, cum spune Sfânta Evanghelie: porțile iadului nu pot birui biserica în veacul veacului. Acest lucru l-a înțeles și Ioan Gură de Aur când s-a trezit, v-am mai explicat acum când v-am vorbit, când s-a trezit excomunicat sau, dacă vreți, mazilit sau dus cu domiciliu forțat sau exilat tocmai în Cucuze la Comane, și episcopul Chiriac, cum vă spuneam și atunci, a încercat să-i scrie o scrisoare de mângâiere, adică cumva să nu se întristeze. În justeția Sfântului Ioan Gură de Aur mai găsim verticalitatea spirituală, de aceea o să vedeți că Evanghelia de azi ne spune astăzi o expresie cu care își începe: voi sunteți lumina lumii. Deci ierarhii sunt lumina lumii sau sarea pământului. Ei, Ioan Gură de Aur și-a dovedit pe deplin această înțelepciune și la sinodul de la Stejar, pe la 400 și ceva, când toți îl condamnau pe Origen și îl dădeau anatemii, Ioan Gură de Aur a avut curajul să se ridice și să spună: Domnule, judecați un om în lipsă, judecați un om care nu se mai poate apăra. Deși Origen, în tinerețile lui, când își scria cărțile, 6.000 de titluri, 3.000 de cărți, vreo 5.000 de teme, 7 sau 15 scribi scriau ce dicta el, Hexapla, tradusă în 6 limbi Sfânta Scriptură, cu îndreptările lui Teodotian și tot ce lipsea din Scriptura, Hexapla, completate la zi, deci nu era ușor să stai cu caligrafii și cu pixul, nu ca acum bagi în tipografie, scoți cărți, nu-s bune, le bagi la topit, bagi hardul și tăblițele din nou și scoți altele. Atunci se scria totul la mână și Scriptura este suficient de complexă. Și s-o scrie în 6 limbi,
deopotrivă, ca să poată fi citită de toți, deci este o mare operă monumentală. Și atunci când l-au condamnat pe Origen, el a zis, nu puteți judeca un om care nu se poate apăra. Deși v-am spus, Origen, la capătul scrierilor lui, avea și el o nebunie cu apocatastaza, nu era încă lămurit definitiv parusia și mântuirea, purgatoriu acesta, care catolicii îl consideră în felul lor, noi raiul și iadul vedem în felul nostru, și atunci Origen a spus așa, dacă din cele ce am scris cineva va găsi ceva strâmb să îndrepte, sunt și eu om muritor și accept că dacă am greșit trebuie îndreptat și îmi recunosc greșeala. Deși el spunea aceasta ante morții lui, ca să înțeleagă lumea că el nu este un fixist sau un fanatic în ceea ce a scris. Dar atunci când i-au condamnat o parte din scrieri și l-au anatematizat în biserică Sfinții Părinți, pentru că era și el naș, un filozof și un om de litere și un om de duh și un om de cunoștință și un om de filologie și un om de filozofie și pe deopotrivă era și luminat și rațional, avea toate și alegoria, era unul din cei mai tari oameni ai vremii, erau cele două mari școli de teologie, Alexandria și Antiohia, unde se o școală condusă de Panten, una condusă de Origen, apoi și Ioan Gură de Aur, crescut în școala din Antiohia, și aici era o concurență teologică, cum am pune astăzi, să spunem, Sorbona cu o altă facultate mare de renume, Harvard, să spunem. Și era această dispută, dar cu oameni grei, ca un Isidor pe Eulusiot, un Diodor din Tars, un Chiril al Alexandriei. Deci oameni crescuți în școli înalte, un Ioan Gură de Aur, un Vasile cel Mare și oameni care au trecut și prin școala păgânătății, deci au făcut școli păgâne și nu s-au smintit și nu s-au spurcat de profesorii lor care erau nici nu erau creștini, dar au învățat toate tainele și lucrurile timpului. N-ar fi putut vreodată un Ioan Gură de Aur să tâlcuiască toată Scriptura dacă n-ar fi cunoscut toată filozofia vremii. N-ar fi putut un Vasile cel Mare să scrie Hexaimeronul sau Cartea Facerii, traducere omilii la facerii, cum îi spunem noi astăzi, sub patristică, dacă n-ar fi trecut prin școala vremii să cunoască geografia, să cunoască filozofia, astronomia și așa mai departe. Vasile cel Mare, în schimb, gustă din plin un alt mod de viață, bunică creștină, Sfântă Macrina, soră Sfântă Macrina, frați sfinți din nou, la fel, Navgratie, Grigorie de Nisis, el și tatăsu, mamă sa Emilia, deci o întreagă pleiadă de sfinți într-o singură casă, ca să spun așa, dedicați cu totul ce? Studiului și trăirii autentice ortodoxe, de aceea și Sfântul Vasile cel Mare ne lasă reguli mici și reguli mari despre viețuirea monahală. Despre Ioan Gură de Aur se spune mai în scurt că iubea călugării, dar în schimb era foarte aspru ca și patriarh și episcop, dorea un singur lucru, ei să-și facă datoria călugărească și el să le asigure tot ce le trebuie, să nu umble iurea, ceea ce noi numim astăzi în mod democratic vagabontajul acesta duhovnicesc. Pleci când vrei, faci ce vrei, faci ce-ți convine, vrei te călugărești, vrei te descălugărești, vrei stai călugăr, vrei nu pleci călugăr. Deci lucrurile acestea erau interzise cu strictețe în vremea respectivă și dacă ne uităm la marii sfinți, cum ar fi un Calinic de la Cernica, cum ar fi un Pahome cel Mare, cum ar fi un Eftime cel Mare, cum ar fi un Teodosie cel Mare, cum ar fi un Sava cel Sfințit, cum ar fi un Gheorghe de la Cernica, cum ar fi un Paisie Velicicovski, vom vedea, după regula Marelui Vasile, un canon 64, parcă i-ar spune, n-aș avea exact noțiunea, spune așa, ori de câte ori călugărul a greșit și s-a rătăcit, să-l primești cu dragoste la mănăstirea lui, dacă a pus semnele îndreptării. Iar dacă el tulbură, necăjește și chinuiește obștea sau rânduiala mănăstirii, să-l scoți cu soborul afară din mănăstire, să-i tragi clopetele și să-i dai 40 de gârbaci, adică bice pe spinare. Deci aceasta era rânduiala acestor mari sfinți
care poate noi câteodată spunem, vai, Sfântul Vasile, Sfinții Părinți au fost oamenii disciplinei și ai regulei. Sfinții Părinți au fost oamenii care n-au glumit cu regula, de aceea Sfântul Vasile cel Mare le numește reguli mici și reguli mari. În special acești capadocieni, cum sunt ei numiți în teologia noastră, teologia Sfântului Vasile, teologia Sfântului Ioan Gură de Aur și teologia Sfântului Grigorie Teologul este pe o disciplină și o ascetică și o mistică severă, pe o viață cât se poate de ordonată și de supusă unor rigori autentic îngerești, pentru că Sfântul Înger, când a venit la Pahomie cel Mare și i-a dat rânduielile călugărești de vețuire creștină în Duh, adică ca și oameni pământești în fire îngerească pe pământ, au pus niște reguli foarte serioase privind disciplina monahală și disciplina interioară a omului care îl caută pe Dumnezeu prin făgăduința voturilor monahale. Aceste reguli mici și reguli mari fac parte din vechile rânduieli monahale care au fost date de Îngerul lui Pahomie, au regăsire în regulile lui Benedict de Nursia, au regăsire totală în regulile Sfântului Teodor Studitu, cel care a fost în Studion, deci marile mănăstiri cu disciplină grozavă, mănăstirile din Olimpul Bitiniei, mănăstirile din Palestina și Egipt și Ierusalim, care toate se conduceau după niște reguli extraordinar de bine întemeiate și nici într-un caz pe reguli lumești sau pământești sau cum mai auzi câteodată astăzi câte un călugăr, că dacă nu-i convine ceva te dă în judecată, dar ce tu, îngerii, dracii când au căzut din cer l-au dat pe Dumnezeu în judecată, Dumnezeu i-a făcut demon din înger și s-a terminat, i-a izgonit din împărăția cerului, i-a aruncat în interstelar, merge și vă rezolvați problema, n-aveți decât să vă răzvrătiți. Deci nu trăim mănăstirea la sistem de serviciu, nu trăim mănăstirea la sistem de funcție, nu trăim la nivel de meserie și mănăstirea nu este un loc unde ai loc de muncă, adică tu ai venit la mănăstire ca să fii slujbaș. Deci acolo ești înger în trup, cum spune Vasile cel Mare, o heruvim și serafim, și ne arată toate aceste reguli pe care numai el le-a putut întemeia, acele mănăstiri foarte serioase în Capadocia, în care Macrina era stareță la o mănăstire de femei, iar Sfântul Vasile a dirijat mai multe mănăstiri ascetice de călugări, după o disciplină personală scrisă de el, care au dat mari rezultate și mari sfinți de-a lungul vremii. Legat de această lumină a lumii, Vasile cel Mare se distinge și prin modul de viață personal. Cât a fost tânăr între biserică și școală, între studiu și rugăciune, iar după ce s-a maturizat și a ajuns și a fost numit episcop, prin facerea de minuni și prin apărarea bisericii de erezii și învățături strâmbe ceea ce privesc dreapta credință. La vremea respectivă, fiind de sorginte la modă, arianismul sau o atingere a Dumnezeirii Fiului, că n-ar fi de o ființă cu Tatăl, așa cum se spune în sinodul unui ecumenic, de o ființimea Fiului cu Tatăl, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, ci că ar fi o ființă superioară, spunea acest arie, sau o creatură superioară a lui Dumnezeu. Bineînțeles că pe acesta l-a pedepsit Dumnezeu și nu Sfinții Părinți. După sinodul unui ecumenic, îndrăcindu-se în continuare, s-a dus odată pentru el, având un fel de indigestie din asta, și a vomitat toate intestinele pe gură, pedeapsa lui Dumnezeu, deci nu altceva. De ce v-am explicat lucrul acesta? De-a lungul vremii și de-a lungul timpului, deci de la sinodul 1 ecumenic și până la sinodul 2 ecumenic au mai fost încă vreo 3-4 sinoade dirijate de Teodor de Mopsuestea, de Eusebiu de Cezarea, care era mâna dreaptă a împăratului Constantin, și Evseve de Nicomedia, care erau toți crescuți în duh arian, sub această învățătură ușor greșită, sau chiar semi-arieni veți găsi în istoria bisericii. Dar acele sinoade au venit și au trecut,
fără a fi însemnate sau a crea bisericii vreo panică, prin faptul că tot ce e făcut de lucru și de mâini omenești, să destramă și să împrăștie. Așa că nu trebuie să ne facem noi problemă de justițiaritatea Duhului Sfânt din biserică și de dumnezeirea Fiului care păzește biserica întemeiată de El, că biserica n-am întemeiat-o noi, că am pus o temelie, am zidit niște pereți, am pus cupolă și ne declarăm stăpâni de biserică. Nu! Biserica întemeiat-o Hristos din sufletele celor botezați în numele Sfintei Triimi, biserica cea vie. Biserica întemeiat-o Hristos la jertfa crucii, când și-a dat propriul trup ca să răscumpere păcatele noastre, iată mi-a Dumnezeu ce ridică păcatul lumii, și mai presus decât atâta, când Iisus Hristos a înviat lucru care nu l-a făcut nimeni niciodată și ne-a arătat nouă că împărăția lui Dumnezeu nu e din lumea aceasta, ci din altă lume. Așa că în momentul când mai auziți de bulibășeli de astea bisericești care se zvonesc din stânga și din dreapta de tot felul de fani sau arenă, dacă ați văzut galerie de fotbal, când strigă și țin cu o echipă, deci în biserică nu există așa ceva. Biserica este una, este sfântă, este sobornicească, este apostolească și este dumnezească, că este sfânt capul ei. 1 Timotei 3:15, stâlp și temelia adevărului. Scurt. Iar despre ierarhie avem un singur cuvânt negru și clar pe alb, scris în litere de foc de Sfântul Apostol Pavel. Ascultați de mai marii voștri că ei priveghează sufletele voastre și din mâna lor le va cere Dumnezeu și ei are să dea socoteală de ele. O, episcope, vezi că vei dea socoteală lui Hristos și să va cere din mâna ta sufletele încredințate ție și tu, ale turmei tale cele cuvântătoare. Deși treaba lui Dumnezeu nu mai este treaba noastră. Treaba mea este să nu mă despar de altarul liturgiei ortodoxe, cum a spus și Sfântul Vasile cel Mare, când i-au năvălit arienii în parohia lui, acolo în eparhia lui, ăștia au venit cu japca, cum se mai întâmplă și astăzi câteodată. Au ocupat biserica, s-au făcut stăpâni pe biserică, dar Sfântul Vasile nu s-a pierdut cu firea. S-a dus la stăpânul lor, la episcopul lor și le-a spus așa, băi, ne rugăm, arma nu-i parul. În biserică nu se fac legi cu jandari, cu Duhul Sfânt. Punem peceți pe biserică. Dacă se deschide când vă rugați a voastră, dacă ne rugăm noi și se deschide a noastră, dacă nu se deschide, luați-o tot voi. Că înseamnă că credința ortodoxă e slabă și Dumnezeu nu proslăvește credința. Înseamnă că a slăbit trăirea. S-au rugat arienii cât s-au rugat, s-au rugat, ei au văzut că nu merge, a venit Sfântul Vasile. Sfântul Vasile a făcut ceea ce face și astăzi arhiereu când sfințește o biserică. A bătut în porțile bisericii, pecetluite și încuiate, și a spus doar atât. Deschideți-vă voi porți veșnice, și o să ziceți de ce a zis așa, în biserica slavei tale, stând în cer nou, ni se pare asta. Așa spune ceaslovul. Citiți când faceți rugăciuni la mezonoptic. Au sărit pecețile de la biserică și când a spus Sfântul Vasile, să intre împăratul slavei și a început să cânte Sfinte Dumnezeule, un vuiet ca de vânt a aruncat tot și lacăte și peceți, s-au deschis ușile singure în lături și creștinii au proslăvit pe Dumnezeu și au intrat în biserica lor primită de la Duhul Sfânt. Spune Apostolul Pavel de gâlcevi și de contradicții nefolositoare să te ferești că nu zidezi biserica. Așa că eu vă explic lucrurile astea în contextul în care astăzi mereu auzi murmurul acesta nefolositor între credincioși, și aici fac un apel la conștiință, spunând așa, câți credincioși au terminat de citit Sfânta Scriptură? Câți credincioși au terminat de citit Viețile Sfinților? Câți credincioși au citit măcar o dată tratatul de dogmatică ortodoxă a Părintelui Stăniloae? Câți au citit vreodată liturgica Părintelui Stăniloae, liturgica specială a lui Ene Braniște? Câți au citit vreodată dogmatica ortodoxă a Sfântului Ioan Damaschin? Sau câți au citit vreodată Exaimeronul Marelui Vasile sau Omilii la Facere? Nimeni. Du-te la un botez sau la o cununie să vezi spre marea stupefacție că mirii nu știu Tatăl nostru, iar nașii nu știu crezul. Dar ei sunt apărători ai drepte credinți. S-adună încete ca huligani,
Și mai auzeam acum într-o zi o discuție de la o beată credincioasă care îmi spune, zice, părinte, mi-a zis duhovnicul când se pomenește episcopul în biserică, eu să strig nevrednic este, de zic, l-ai învrednicit tu? Nu. Și atunci, ce treabă ai? Stai în banca ta și ascultă liturghia, te chinuie sarsailă. Părinte, să mă iertați, eu v-am spus că aveam pe cuget. Bine că mi-ai spus să nu faci asta niciodată. Deci, nu facem reguli în biserică cu parul. Biserica, dacă a rezistat 2000 de ani și prin păgânism, și prin comunism, și prin nazism, și prin arianism, și prin monofizitism, și prin, toate ereziile de-a lungul vremii, gnosticism și toate nenorocirile care au fost, a rezistat prin puterea și lucrarea Duhului Sfânt. Nu te teme, turmă mică, Domnul binevoiește întru tine și porțile iadului nu vor birui biserica în veacul veacului. Însă, cei care sunt capii bisericii văzute, administrația spirituală a bisericii, ierarhia și clerul, trebuie să fie modele sfinte, ca cei care văd faptele lor să poată să laude pe Dumnezeu cel din cer. Deci și asta este o obligație și aici începe, referitor la acești sfinți trei ierarhi, Evanghelia de astăzi. Voi sunteți lumina lumii și nimeni nu poate să pună o cetate care e pe vârful muntelui și să o ascundă. Evident că odată ce ești cap și model al bisericii, trebuie să știi să te și comporți. Iar în momentul în care știi să te și comporți, poporul este cel care este format în duhul creștinesc adevărat în care se străduiește păstorul cel mare, adică episcopul, urmașul apostolilor și al lui Hristos. Închipuiți-vă că la vremea respectivă, în secolul 3 și 4, poporul era împărțit în cete, ioaniteii, gregoritenii și vasilienii, fiecare își iubea ierarhul său. Dumnezeu care știa ce mari sunt, ce trăire au, ce autenticitate ortodoxă trăiesc, s-a arătat lui Ioan episcopul evvaitelor și i-a spus, ăștia trei una sunt în fața Sfintei Treimi, fă o sărbătoare pentru toți, unește-i într-un singur, într-o singură zi, pentru că ei toți trei sunt treimea de arhierei mărită și slăvită de Dumnezeu în fața tronului Sfintei Treimi. Și așa a luat ființă această sărbătoare a Sfinților Trei Ierarhi, Vasile, Grigore și Ioan, cum o știm noi în versiunea populară, sau trei sfetitele, mai zice. De ce v-am explicat lucrul ăsta? Când Dumnezeu vrea să facă semne și minuni, El știe cum trebuie să le facă. Dar nu confecționăm noi minuni. Auzisem într-o zi un flăcăuaș din ăsta foarte înfocat, bine, intenția bănuiesc că era bună, nu trebuie să condamnăm. Mie mi se pare o nedreptate ca un preot tânăr să stea pe dreapta și să nu slujească din cauza nechipzuinței și prostiei lui în loc să fie folositor bisericii și să povățească oamenii pe calea cea dreaptă. Și a spus, noi suntem adevărul. Băi, dacă tu ești adevărul, atunci Hristos, ce Doamne iartă-mă mai este? Că Hristos a spus și El la fel ca tine. Eu sunt adevărul, calea și viața. Dacă vii și spui și tu, eu sunt adevărul, păi ce fac cu două adevăruri pe care le au de bun? Și mă gândesc așa, sinucide-te să văd dacă învii. Și dacă învii cumva tu, poate cred în tine. Dacă nu cred în Hristos, Cel răstihnit și înviat. Deci asta să avem în minte. Nu sunt mai multe adevăruri decât un singur adevăr. Adevărul de credință ortodoxă mărturisit după învățătura Sfintei Scripturi. Trei mărturisesc în cer. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Un domn, o credință și un botez. Aceasta este menirea și acesta este modul în care cei trei ierarhi au reușit să facă imaginea bisericii pe care nu mai poate nimeni schimba niciodată. Mergem mai departe în Evanghelie. Și spune așa, niciodată n-ai să poți să aprinzi o făclie și să o pui sub un obroc, ci ea trebuie să stea în sfeșnic, să lumineze tuturor celor din casă. Acești trei ierarhi au știut să fie făclie în sfeșnic și să lumineze tuturor. Mai mult nu-i nevoie să comentăm. De data aceasta vine acum Hristos și îi explică nouă celor mici, așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor. Deci ce trebuie să facem noi ca și cler, ca și ierarhie pentru popor? Ca oamenii văzând faptele voastre cele bune să slăvească pe Tatăl vostru cel din cer. Aici trebuie să fim și puțin atenți, să punem puțin accent pe morala creștină.
conduita creștină, spiritualitatea creștină, mistica creștină, ascetica creștină, și să nu lăsăm totul pe seama diavolului sau a societății, că mai sunt și aceste expresii. A, dar lumea nu știe, nu cunoaște. Ba, cunoaște. De 25 de ani încoace se tot tipăresc cărți bisericești și au căzut în mâna fiecărui creștin. Fiecare om a citit o scriptură, o mică Biblie, un Războiul nevăzut, o Paza celor 5 simțiri, a citit o Filocalie și oamenii au început să-L cunoască pe Dumnezeu în profunzime. Ei, această cunoaștere în profunzimea lui Dumnezeu aduce ca atare și sclipirea minții. Și atunci, în momentul când lumea avea 4 clase și îi spuneai, zi Tatăl nostru și te roagă ca să nu te duci în iad, sau îi citeai bogomilii din astea ieftine, Talismanul sau Visul Maicii Domnului sau Epistolea Maicii Domnului, și oamenii auzeau de iad și de rai și de Arhanghelul Mihail și de Maica Domnului și credeau din evlavie, astăzi oamenii cred și în dogma și esența credinței. De aceea trebuie să fim și noi foarte serioși să nu-i smintim cu păcatele noastre. Trebuie și noi să ne verificăm conduita și să o așezăm în deontologia spirituală a Scripturii și să fim așa cum cere Scriptura. Voi sunteți sarea pământului. Dacă sarea se strică, cu ce veți mai săra? Deci nu trebuie să le dăm sminteală. Este adevărat că Hristos nu se cramponează nici în preotul gras, nici în preotul slab, nici în preotul biat, nici în preotul curvar, nici în episcopul lacom, nici în nimic. Dar deopotrivă mustră aceste fără de legi despre care spune voi țineți cheia împărăției cerurilor, nu intrați nici pe alții, nu lăsați. Deci trebuie să fim foarte atenți la menirea și chemarea sacramentală despre care cândva v-am amintit și amintesc că e valabil și mie și vouă și nouă tuturor, același lucru. Dacă simți că te string ghetele, schimbă-le. Nu te ține nimeni bețiv în slujirea bisericii, nu te ține nimeni curvar în slujirea bisericii. Fă-te mecanic, vrei bani, fă-te negustor, vrei faimă, fă-te actor. Vrei mărire, ia-ți o funcție publică. Vrei slavă, fă-te împărat. Dar dacă vrei să fii sluga lui Hristos și să fii mare, fii slujitorul tuturor. Hristos a venit și a spus acest lucru. Eu n-am venit să mi se slujească, ci am venit să slujesc. Deci să facem acest act de dovadă deontologică, scripturistică, în care să urmăm viața Sfântului Vasile la justa ei valoare, a Sfântului Ioan Gură de Aur la justa ei valoare. Vă amintesc doar două simple chestiuni. Când l-au hirotonit pe Sfântul Ioan Gură de Aur, Teofil al Alexandriei, nepotul lui Chiril al Alexandriei, el era cam nătărău, așa, cam răzvrătit. Era un episcop aspru, cam dur, cam neconcordant cu Scriptura, dar din greșeală l-a hirotonit pe Sfântul Ioan Gură de Aur. Și totuși la hirotonia Sfântului Ioan Gură de Aur, un porumbel alb a stat pe capul lui, simbolul Duhului Sfânt. Nu știu dacă trimis de cineva sau chiar de Dumnezeu. Iar noaptea înainte de hirotonie, când fugea Ioan de hirotonie, citiți tratatul despre preoție, i s-a arătat Sfântul Apostol Petru și Pavel și i-a spus așa, ia cheile împărăției cerurilor și discuie cu ele împărăția lui Dumnezeu. Adică discuie mintea oamenilor cu învățătura Sfintei Scripturii. Și în felul acesta, aproape toată Scriptura o avem tâlcuită de Sfântul Ioan Gură de Aur. Deci vedeți ce mare har. Și să vedeți smerenie, ca să vedeți că Sfinții n-au figuri ca noi. Uneori noi facem niște greșeli fundamentale. Eu unul mi le însușesc și le recunosc și încerc să le corectez de fiecare dată. Când te-ai văzut preot, tu te crezi mai tare ca Dumnezeu. Când te-ai văzut duhovnic, te crezi mai mare ca Dumnezeu. Când te-ai văzut și ceva, să spunem, într-o funcție, chiar te crezi totul. Nu e chiar așa. Tu ești numai un martor
a lui Hristos, în cele ce omul spune, în omul ce mărturisește, tu ești organul Duhului Sfânt care faci din pâine carne, tu ești organul Duhului Sfânt care faci din vin sânge, tu ești organul Duhului Sfânt care cobori Duhul Sfânt la botez, tu ești organul Duhului Sfânt care transformi marele mir în pecetea Duhului Sfânt pe fruntea credinciosului prin cuvinte divine, dar ești om. Nu poți să-ți arogi niște drepturi. Chiar am auzit odată într-o discuție pe cineva și mi-am dat seama cât de tare se înșeală. A spus, zice, nu mă duc la spovedit în cutare loc, locul fiind aici, pentru că acolo îți dă canon și nu te mai dezleagă niciodată. Este cea mai mare minciună. Omul se leagă și se dezleagă singur cu cuvântul său. Când te-ai pus în genunchi și ai primit girul dezlegării păcatelor pe care ați văzut că o fac cu deosebită plăcere și ușurătate, eu nu stau vreodată să-i cântăresc cuiva gramele de păcat și să-i le pun într-un standard. Scrie în carte că atâta trebuie, nu știu ce, ori dau jumate, ori dau o treime, ori dau trei sferturi, depinde de nebunia omului. Și cu asta am terminat. Nu intru în amănunte, nu intru în disecarea unei probleme în 16, dar îl pun să spună, făgăduiesc să pun început bun și să nu mai greșesc, să fiu un creștin serios. Pentru că din clipa aceea tu te-ai legat, nu eu. Că tu ai spus. Nu te-am obligat eu să spui. O cere deontologia molitfelnicului. Să făgăduiești un început bun. Asta e scopul cu care te spovedești. Preotul nu-i omoară de dezlegat păcate. Preotul este un izvor de lumină prin hirotonia care o are de la Hristos, să lumineze pe cei ce merg în întuneric, atâta tot. Dar nu vin eu să-ți ordonez casa, când să te măriți, când să nu te măriți, când să te culci, când să te scoli, când să te îmbraci, când să te speli, când să mănânci, când să postești. Sunt doar un reper într-o întrebare. Părinte, cât ar trebui să mă împărtășesc, să postez dacă mă împărtășesc? 3 zile. Când aș putea să mă împărtășesc? Păi uite, ai sărbătoare colo-colo. Deci e o comunicare, atâta tot. Dar eu, ca preot, nu pot să spun ție hotar și să spun ție niște legi care nu mi-aparțin mie, pentru că nu le fac eu. Le face Duhul Sfânt. El leagă și dezleagă, El iartă și curățește. Dar sunt duhovnici mai infailibili decât Papa, în Ortodoxie, care ei cred că au trecut deasupra ierarhiei sau cred că au trecut deasupra episcopului și deasupra lui Hristos. Stai, frate, Hristos ne păzește pe noi și Duhul Sfânt. Nu noi păzim biserica, noi doar o slujim. Nu te teme, turmă mică, că Domnul a binevoit întru tine. Și iarăși spune, porțile iadului nu vor birui biserica în veacul veacului. Tu nu ai voie să-i pui unui om o povară mai grea decât o cere Scriptura. N-ai voie să-i pui o povară mai grea decât o cere canonul. Și ținta fundamentală, știți care este? Asta o știu din gura marelui părinte Cleopa, a vrednicului neîncăput în expresii Paisie Olaru, Varsanu Filipan, Ambrozie Dogaru, Nazarie, Iachint de la Putna, Sofian Bughiu și toți duhovnicii. Ținta era să-l duci pe om la împărtășanie, să-l apropii de Dumnezeu și să-l faci să nu mai facă păcate. Nu era să-i împuști 5-600 de mătăni, ani de oprire de împărtășanie, să-i arăți tu cine mi-ești tu în fața oglinzii când te uiți la tine. Deci, acești sfinți trierarhi așa au zidit biserica, construind-o, nu săpând-o. Era o expresie a Sfântului Ioan Gură de Aur, și cu asta pun punct pe temă, zice, corăbierul nechipzuit dărâmă corabia, iar împăratul nechipzuit pustiește cetatea. Așa este. Și duhovnicul nechipzuit poate dărâma biserica. Deci trebuie să fim în duhul dragostii dumnezești, a unității de iubire și credință după prima poruncă. Și o să vedeți ce spune mai departe Evanghelia. Eu mi-am făcut predica după Evanghelia de azi, că am ascultat-o când spovedeam. Să nu socotiți că am venit să stric legea și prorocii, ci am venit să le împlinesc. Chiar Hristos, care era Fiul lui Dumnezeu, n-a venit să dărame legea veche, ci a venit să o păstreze integral, așa cum a primit-o de la Tatăl în legea veche, dar să-i dea valențe noi și conotații folositoare. Ajunsese legea lui Moise, care avea 10 porunci, să aibă 20.000 de restricții. Același lucru l-au făcut
și învățăturile Noului Testament lăsate din mâna așa lui ăla, așa lui ăla, așa lui ăla, așa lui ăla. Dar duhovnici ăștia, mari sfinți părinți, când au făcut sinodul ăla cu 102 de canoane, parcă ar fi sinodul 4, a spus așa, canonul 102, cheia canoanelor se numește. De la caz la caz, fiecare dezleagă spre zidire și spre mântuire. Chiar dacă canoanele astea pun restricția asta, legea asta, rânduiala asta sau așa. Dacă un om vine cu inima zdrobită și chiar îl caută pe Dumnezeu și îi pare rău de ce a făcut, tu poți să-i dai drumul în împărăția lui Dumnezeu pe credibilitatea suferinței lui sufletești și a făgăduinței lui sufletești. Că dacă cumva te minte, spun, tot Domnul are grijă. Că El veghează toată făptura. Și firul de nisip se spune că odată, v-am mai spus-o eu odată, dar interesantă, se spune că odată mergând Dumnezeu cu Sfântul Petru pe pământ, că ei mai mergeau pe vremuri, așa când era pământul mai curat și mai, oamenii mai credincioși. A intrat într-o casă, vă cinci copii sărmani și o mamă bolnavă într-un pat, Petru a dat bombonele la copii, i-a mângâiat, Dumnezeu a spus la un înger, ia-i sufletul lui femeia asta și du-l în rai. Petru, când a văzut femeia moartă și că copiii plâng acolo lângă sicriu, fiind om căsătorit cu familie, cu firescul lucrurilor normal, cu soacră, cu așa, s-a așteptat că Dumnezeu s-o vindece pe mama copiilor, nu s-o pedepsească. Dumnezeu a avut altă lucrare. Și a zis, Doamne, dar chiar mă simt consternat. Totuși în mila și în iubirea ta de oameni, de ce ai făcut treaba asta? Așa cer legile divine. Pentru că nimeni nu poate explica o lege divină, oricât ne-am dat noi de grandi. Și că, Doamne, nu înțeleg. Ei, dacă nu înțelegi, Petre, uite, îți dau eu răspunsul, dar cheia o găsești tu. Mergi în toată lumea asta, spune tuturor cât de nedrept am fost, spune cât de aspru m-am comportat, și cere pe oricine vrea să moară în locul ei și s-a săturat de viață, adu-i sufletul lui la mine și eu sufletul ăla îl trimit în rai la locul ei, unde am trimis-o pe ea, iar acest suflet al femeii îl trimit înapoi în trup să aibă grijă de copii. Și-a umblat Sfântul Petru tot pământul, prin azile, pe la bătrâni, pe la suferinți, pe la paralizați, pe la oameni cu boli cronice, prin ATI, prin reanimare, prin săli de operație, peste tot. Și spunea fiecare, cine vrea să moară pentru mama asta cu cinci copii, ca să-i aducem sufletul înapoi pe pământ? Și toți spuneau, a, nu, dar mai am puțină treabă, aș mai trăi. Adică toată lumea iubește raiul, toată lumea iubește slava lui Dumnezeu, toată lumea știe dogmele, toată lumea știe Scriptura, toată lumea știe ce e împărăția cea veșnică, toată lumea știe ce e raiul desfătării, cortul dreptilor, palatul noului Sion, raiul desfătării, dar nimeni nu vrea acolo, toți vor aici. Vai, dar pământul e iad, dar cum să mai trăiești pe pământ, dar ce nenorocire, mâine aș muri, dar dacă vine moartea și zice, hai, a, nu moartea, am greșit, nu mi-am dat seama ce am spus. Adică trebuie să fim realiști că noi habar n-avem cei cu noi. Deci mai înainte de a fi creștini, suntem habarniști. Habar n-avem ce vrem. Și atunci Dumnezeu este obligat să pună El legile divine după socoteala Lui. Să întoarce Sfântul Petru istovit, dezamăgit, trist și spune, Doamne, vreau să mă ierți. Dar de ce, Petre? Ce ai greșit? Știi, m-am gândit că ai făcut un act de nedreptate când ai luat femeia aceea, dar cred că bine ai socotit cum ai făcut. Nu știu dacă tu zici așa o fi, legile divine știu. Și l-a lăsat în incertitudine. De ce? Ca să înțelegem că sfinții, apostolii, martirii, mucenicii și toți cei ce au ales să fie cu Dumnezeu și să pătimească pentru Dumnezeu, au făcut-o strict din credință și convingere, iar cine nu vrea să o facă, tot din strictă convingere și credință și necredință nu o face. Deci noi nu putem schimba legile firii, legile spirituale, legile mistice și legile dumnezeiești. De aceea a spus și Hristos, n-am venit să stric legea și prorocii, ci doar am venit să le împlinesc. Că adevărat vă zic vouă, deci iau-te, Hristos ar putea vorbi și minciuni.
Adevărat vă zic vouă. De ce folosește termenul adevărat vă zic vouă? Pentru că Sfânta Scriptură este adevăr al Duhului Sfânt revelat în cuvinte dumnezeiești din cer prin glasul lui Dumnezeu, cuvântul. Cerul și pământul, căci înainte de a trece cerul și pământul, o iotă sau o cirtă din lege nu va trece până nu se vor împlini toate. Deci dacă scrie în Scriptură că vine Apocalipsa, putem noi să o întoarcem? Nu. Dacă scrie în Apocalipsă că va fi cer nou și pământ nou, putem noi întoarce ceva? Nu. Dacă scrie în Apocalipsă că vor fi suferinți, putem noi să le facem bucurii? Nu. Dacă spune în Apocalipsă că la vremea de apoi vor fi Hristoși mincinoși și proroci mincinoși, putem noi schimba ceva? Nu. Nu. Dar ne avertizează pe punctul nostru de lucru, ne avertizează pe casa noastră, pe ograda noastră. Și spune așa, dar și cel ce va strica vreuna din porunci, adică ce spune Scriptura, și va învăța altfel pe oameni, mic se va chema în împărăția cerurilor. Deci care e scuza mea în toată povestea asta, în semifinal, când mai am o singură expresie? Deci cel ce va strica vreuna din aceste porunci foarte mici și va învăța pe oameni altfel, foarte mic se va chema în împărăția lui Dumnezeu. Deci, dacă preotul te învață o prostie, el răspunde. Dacă episcopul te-ar învăța altceva decât legea ortodoxă, el răspunde. Tu ai dreptul să păstrezi crezul ortodox, învățătura ortodoxă, dogma ortodoxă, taina ortodoxă, dar deocamdată n-am ajuns la așa măsură să avem încă episcop în biserică care să învețe altceva decât învățătura dreptei credințe. Deci, el este mic în împărăția cerului, nu eu. Eu sunt mare în împărăția cerului, auzi ce spune pentru mine Hristos în partea a doua și am pus punct. Dar cel ce face, adică legea lui Dumnezeu, și învață mare să va chema în împărăția lui Dumnezeu. Deși eu par mare, totuși sunt mic, încă nu fac ceea ce învăț, mai am lipsuri. Dar vă pot argumenta că acești trei mari erarhi sunt oglinda divină a bisericii din punct de vedere al mărturisirii, al învățăturii, al sfințeniei, al trăirii, al practicii, al teologiei, al lucrării Duhului Sfânt, și a ceea ce înseamnă darul lui Dumnezeu peste lume. Deci, în încheiere, aș putea să vă spun doar atât, că cei care poartă nume de Vasile sau de Ioan sau de Grigorie să fie vrednici de acest nume și să-și aibă sfinții ca apărători, avem și biserici care îi cinstesc cu hramul, cu numele, avem oameni care le cinstesc numele fiindcă le poartă numele și avem de-a lungul vremii învățături și scrieri prin care biserica se proslăvește din lucrarea lor în lume și noi trebuie să fim cei care să slăvim tot timpul pe Dumnezeu numai în lumina Sfintei Scripturi, numai în lumina învățăturii Mântuitorului Iisus Hristos cuprinsă în Evanghelie. Și Apostolul Pavel ce spune despre Sfânta Evanghelie? Că este spre învățătură, spre înțelepțire, spre cunoștință și spre îndreptare. Deci când nu știi ceva, deschide Sfânta Evanghelie, Noul Testament. Când vrei să înveți ceva, deschide Noul Testament. Când vrei să cunoști ceva, deschide Noul Testament. Când ai greșit și vrei să te îndrepți, deschide Noul Testament. Ce spune Apostolul Pavel? Cercetați Scripturile, că în ele veți afla viața veșnică. Ce spune Apostolul Pavel? Aveți grijă! Cercetați duhurile să vedeți dacă sunt de la Dumnezeu, ca nu cumva satana să ia chipul îngerului de lumină și să înșelești pe cei aleși. Și ca să nu greșească Pavel, dă trei expresii cu care am și încheiat predica. Prima, nu eu trăiesc, Hristos trăiește în mine. Ucenic al lui Hristos prin credință. Și apoi încheie. Dacă altcineva va vesti alte evanghelie decât cea vestită din cer, de Hristos și înger, dacă ar fi, anatema să fie. Și ca să încheie și să pună punct, să arate că o singură biserică este, că o singură cruce există,
celelalte erau tâlhărești, ca și multe alte confesiuni, ușor sau mai mult tâlhărești, vine și spune, nu-mi este a mă lăuda decât în crucea Domnului. Dacă Hristos a înviat și noi vom învia. Dacă Hristos n-a înviat, zadarnic ar fi credința noastră. Amin. Amin.